rămas în pronunțarea pe excepție, a unit-o cu fondul. Care ar fi motivul de ce nu ar trebui să ancheteze în continuare procurorul de caz și să o facă de neau? Îmi pare rău, dar colegul meu a plecat, pentru dânsul vă putea da mult mai multe detalii. E vorba despre un articol 13, indice 2. Temerile de drept, din punct de vedere uman, din punct de vedere al calităților persoane? Nu, e vorba despre infracțiunea ca atare, vorba de articolul 13, indice 2 din legea 78. Dânsul consideră că aceste infracțiuni pot fi anchetate ca și parchet de către DNA. Dar, repet, este excepția. Nu are pedeapsă mai mare pe infracțiunea DNA? Nu e mai fricoșător DNA decât parchetul de sector? Important este calea legală. Indiferent ce parchet va soluționa până la urmă cercetarea și va da o soluție, să fie cea legală. Îl afectează pe domnul Maghiari apariția acelor imagini în care lovește un băiat? Nu. Nici vorba. Nici nu s-a pus în discuție lucrul ăsta. Este vorba, în primul fapt, în primul și în primul rând, această cercetare a parchetului. În 15 ani de zile nu am văzut niciodată ca o victimă care are termen 3 luni de zile să depună plângere, să fie chemată insistent la parchet, să fie amenințată că dacă nu va fi adusă cu mandat de aducere, după care i s-a montat aparatură atât ei cât și fratele ei, pe persoane respective, și au fost trimiși să se vadă cu mine pentru a mă instiga la niște întrebări care nu au legătură cu realitatea. Spuneți aceste... că cineva încearcă să se răzbune pe dumneavoastră. Ascultați-mă, aceste întrebări la care am răspuns eu sunt cuprinse în înregistrarea făcută la dosar. Nu am văzut ca o victimă a unui accident rutier care nu a depășit și nu are certificat medico-legal care să depășească 90 de zile pentru a intra pe penal, pentru a intra în sfera penală, nu am văzut niciodată o asemenea victimă să fie chemată cu asemenea insistență la parchet, să îi se monteze aparatură de înregistrare, să încerce să îmi pună mie vorbe în gură. Bineînțeles, înregistrarea este la dosar, s-a constatat că nu am vorbit decât adevărul și tot ce a fost acolo este adevărat. Și atunci de ce ați fi, domnule comisar, o țintă a unui posibil abuz? Tot vorbiți despre abuz. Eu sunt convins că toate aceste lucruri încet încet vor ieși la iveală și veți avea surprize cu privire la faptul că acest dosar a fost instrumentat nu de către procurorii care sunt desemnați de parchetul judecătoriei sectorului 1 pentru cauzele brigăzii rutiere, ci de către o doamnă procuror despre care așa am aflat că și-ar fi dus în concediu în la țară familia și din concediu și-ar fi făcut acest exces de zel pe acest dosar unde dânsa nu ar fi trebuit să fie să instrumenteze. Adică, există în cazul meu, este o excepție. Nu am mai găsit un caz al brigăzii rutiere care să fie instrumentat în asemenea mod și de altfel de procurori decât cei desemnați de parchet. Nu pot să fac aprecieri. Nu pot să fac aprecieri. Toată lumea cu care am vorbit mi s-a spus că de aici mi s-ar trage. Dar nu știu despre ce este vorba până nu voi avea niște date concrete. Nu cred că o publicitate și un linșaj mediatic negativ nu cred că îi face bine niciunei persoane din România. Victima. Locuit într-o vilă foarte mare și a este vila, este vila făcută de către părinții mei, eu nu sunt acolo proprietar. Brigada de poliție rutieră la fel, sunt polițiști care nu mai au curajul să iasă în stradă, să întocmească procese verbale de cercetare a locului faptei, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în momentul în care îți faci datoria, consemnezi corect o situație de fapt, te trezești reținut și propunerea de arestare preventivă doar pentru simplu motiv că ai calitatea de polițiști. Și procurorul care a gestionat urmărirea penală are dreptul să reții. Viitorul apropiat va demonstra că ceea ce spun eu e corect. E adevărat. Nu facem declarații și vă mulțumesc pentru înțelegere. Vă asigur însă că telespectatorii vor fi informați la momentul în care procedural și procesual vom putea să facem acest lucru.